de plasărilor, construcția obisipului, utilizând o metodă de scanare pe unui statul totale, printr-o nouă metodă dezvoltată de mine și numită metoda reflectorless. Ca parte într-un tipă, în cazul metodelor clasice, sunt necesare instalarea punctelor obiecte corpul obiectelor studiate, integrarea acestora într-o rețea geodezică, determinarea coordonatelor și compararea prin anumite teste statistice a variațiilor acestor coordonate pentru a determina anumite deplasări sau deformații semnificative. Metodele clasice sunt foarte precise din punct de vedere matematic, dar prezintă câteva dezavantaje. Principalul dezavantaj ar fi că punctele obiecte trebuie materializate. Dacă aplicăm testul global de congruență, acesta îl putem aplica doar după ce efectuăm întreg ciclu de măsurători pe toate punctele obiecte. Deci nu putem avea o testare imediată după fiecare măsurătoare. Și, de asemenea, costurile de implementare în asemenea rețele cu prisme de monitorizare sau ținte de vizare este destul de ridicat. Din această cauză am dezvoltat această nouă metodă care elimină complet necesitatea materializării punctelor obiect și care se pretează pentru o automatizare totală, începând de la procesul de măsurare, analiza statistică și furnizarea rezultatelor. Principiul metodei este arătat în figura 1. Practic, dintr-un punct de stație A, în tranșa de referință se efectuează o măsurătoare către un punct nematerializat pe obiectul, pe corpul obiectului studiat. Punctul 1, măsurăm distanța spațială, direcție azimutală și direcție zenitală. Prin intermediul acestor măsurători, determinăm coordonatele acestui punct. În tranșele următoare de măsurători, prin intermediul acestui set de coordonate al punctului de stație și al punctului obiect, stația totală servomotorizată se auto-orientează pe direcția punctului măsurat în tranșa de referință, similar ca la un proces de trasare a unui punct, efectuând o nouă înregistrare de distanță. Evident, dacă obiectul studiat a suferit translații, vom avea o variație a acestei distanțe. Variația distanței, că e spațială sau că e redusă la planul X sau Y, nu este foarte semnificativă din punct de vedere geometric, pentru că diferă, ea poate să nu e reprezentativă geometric. Dacă cunoaștem direcția de deplasare caracteristică a obiectului studiat, în imagine este paralel cu sistemul OX al sistemului de coordonate a SMX, atunci putem calcula foarte ușor unghiul beta format între direcția de deplasare și direcția de vizare prin diferența orientării direcției de deplasare și orientarea vizei individuale. Se formează un triunghi de dreptunghi, triunghiul 1, 1 prim 1 secund, unde prin aplicarea funcției cosinus, practic, proiectăm variația distanței pe direcția de deplasare. Acesta este principiul metodei reflectorless. În situația în care obiectul studiat suferă rotații sau rotații și translații, această metodă de proiectare perpendiculară poate induce mici determinări cu mici erori. Și în acest caz trebuie aplicată o corecție de discretizare, i-am spus eu. Practic folosim două puncte succesiv măsurate și prin intermediul unei intersecții unghiulare înainte între vectorul format de punctul 1 și direcția de referință și vectorul format de cele două puncte succesiv măsurate, vom avea întotdeauna rezultatul intersecției pe corpul obiectului studiat. Prin această metodă putem determina variațiile distanțelor spațiale și plane. Deplasări plane în lungul unei direcții de referință, deplasări verticale sau deplasări plane și verticale corectate cu corecția de discretizare. Calculele sunt mult mai simple decât în cazul metodelor clasice, totuși sunt laborioase și din acest motiv am dezvoltat un nou program de calcul, programul DETECT, care permite efectuarea acestor calcule. Din punct de vedere statistic, programul de calcul are o abordare
tranșa de referință și tranșa curentă. Vin tabele distribuției student, vom extrage valoarea de prag și se va face pentru probabilitatea de lucru dorită și vom face o comparare între valoarea TC și valoarea de prag. Dacă valoarea TC mai mică sunt egală de valoarea de prag, atunci putem considera că punctul este stabil. Dacă valoarea TC este mai mare, putem considera că punctul este deplasat. Studiul de caz a fost efectuat pe un model. Aici este prezentată microrețeaua. Punctul a fost, obiectul studiat a fost o etonală aproximativ 30 de metri de punctele de stație, din care s-au efectuat măsurători, din punctul de stație 103 s-au efectuat măsurători cu stația locală primă de stop prin scanare, iar din stația 102 s-au verificat aceste măsurători prin intermediul unei stații locale Sofia. Trec un pic mai repede ca să încep să finalizez. În figura 3 este prezentat modelul, obiectul studiat, este practic o placă 2SB montată astfel încât prin intermediul unui clip mecanic s-au introdus niște deformații succesiv mai mari din tranșă în tranșă. În figura 4 putem observa obiectul în vedere transversală. Pe acesta au fost materializate număr de 36 de puncte obiect cu spațiere de 30 de cm orizontală și 25 verticală. Pe punctele marcate pe placa 2SB cu stația locală Sofia s-a măsurat de fiecare dată prin punctare manuală pe punctul marcat pe placă. Cu stația locală prin Bălăstop s-a efectuat în fiecare tranșă de motor o scanare a acestei plăci. Aici este figurat gridul de scanare. Deci clasic am măsurat 36 de puncte. Prin scanare, după definirea zonei, am specificat spațierea orizontală și verticală, în acest caz 10 cm. În total au fost măsurate 216 puncte obiect. Măsurătorile au intrat în softul de calcul de TEC, cu care au avut următoarele rezultate. În figura 6 este prezentat o captură din programul, din raportul de analiză generală soft. Identifică automat punctele comune pe baza denumirii punctului, deci putem avea configurațiile cu obiect total schimbate, adăugăm, scoatem, punct de niciun fel de problemă. Identifică automat câte puncte stabile din punct de vedere statistic sunt, câte puncte deplasate, care este deplasarea maximă, în ce punct îmi arată punctele considerate deplasate, îmi face grafic cu toate punctele, se observă din grafic cele 9 rânduri de puncte scanate și modul în care s-a deformat placa de OSB. Ca o rezumat acelor trei momente analizate, T1, T2 avem 125 de puncte stabile din cele 216, 91 deplasate cu deplasare maximă de minus 10 mm, T1, T3, 50 de puncte stabile, 166 deplasate, minus 29 de mm, T1, T4, 20 de puncte stabile, 193 deplasate, minus 69 de mm. În partea din stânga este o reprezentare a izolimilor de deformație și a zonelor de deplasare, momentele T1, T2, T1, T3, T1, T4. Verificarea rezultatelor, acolo metodei reflectorului sub scanare față de metoda clasică, s-a efectuat prin două modalități. În primul caz s-au analizat valorile deplaselor maxime determinate prin intermediul fiecare metode. În cazul primului moment de unde noi clasic avem minus 1 mm, reflectorul sub scanare minus 10 deci o deviație de tot 2 mm. La fel pe un T3, T4 se cadrează în 2-3 mm diferență. O altă verificare a fost efectuată pe punctele comune. Din cele 216 puncte măsurate, 27 au fost comune cu metoda clasică, care s-a punctat manual, și pentru cele 27 de puncte s-a făcut o diferență între deplasarea determinată clasic și deplasarea determinată în efectul, o medie a acestor diferențe care s-a încadrat în valoarea de 3 mm. Ca și parte de concluzii, studiul de caz a fost de un real succes, spun eu. A confirmat atât partea matematică a problemei, cât și partea practică, valorile deplasărilor identificate fiind identice în toleranța de măsurare specifică a aparatelor pentru distanțe. Cele două metode au furnizat rezultate asemănătoare. Consider că metoda poate fi folosită cu succes și în practică pe obiecte reale. Acesta a fost un model.
avem nevoie să materializăm punctele obiect, scade costul instalării, scade costul efectuării măsurătorilor, acestea putând fi efectuate prin scanare. Cele 216 puncte au fost măsurate în 4 minute jumătate, deci avem informații în mult mai multe puncte și de asemenea, că nu poate să fie totul perfect, metoda are un dezavantaj. Ea poate determina aceste deplasări doar pe o direcție a priori cunoscută, care trebuie să fie cât de cât în lungul axei de vizare. Dacă obiectul studiat se deplasează pe o direcție, să zic, perpendiculară cu axa de vizare, atunci, prin această metodă, nu putem detecta eventuale deplasări. Deci am putea să folosim această metodă în conjuncție cu o metodă clasică, pe câteva puncte obiect materializate, să controlăm mișcarea tridimensională a obiectului, iar prin această metodă să avem informații suplimentare în mult mai multe cam asta am avut de spus. Vă mulțumesc! Din datoria mea, am vrut să vă spun și ceea ce am făcut și eu, că domnul Inger Adrian Trifan și-a susținut de puțin timp teza de doctorat în cazul Universității Tehnice din Construcții București. Eu am avut ocazia să am teza și să o analizez în detaliu. Este interesant, după niște principii noi, încât sper că, în continuare, va fi măsură să aborteze foarte bine și cu rezultate foarte aceste cercetări. Dacă dumneavoastră aveți întrebări privind lucrarea prezentată. Am fost puțin mai repede, dar vă spun, important este să cunoaștem conținutul. Da, credeți că această metodă poate fi aplicată în cazul podurilor? Cu o deschidere destul de mare, să zicem, un pod peste Dunăre. Încă o întrebare. Programul de calcul. S-a făcut în cadrul firmei dumneavoastră? Programul de calcul se bazează pe algoritmii stabiliți de mine, dar am avut aportul unei firme de programare specializată. Site-ul este www.tsdetect.ro, deci poate fi accesat pe internet. Are trei variante de utilizatori. Demo, normal și administrat, poate oricine să intre, dar într-adevăr nu e necesar doar softul, trebuie să ai și o stație totală servomotorizată. Dacă nu ai o stație totală servomotorizată, să știe să se întoarcă singură, să facă o scanare, programul este inutil. Într-adevăr, poți să orientezi și manual stația totală către punctul respectiv, dar fie o pierdere de timp. Aplicarea